Să ai niște standarde în privința relațiilor tale sau în privința oamenilor din viața ta nu înseamnă că ceri prea mult, că ești un om perfecționist sau că efectiv ai o problemă cu felul în care tu te raportezi la propria persoană. Să ceri prea mult se referă la a aștepta de la alți oameni ceea ce tu nu ești în stare să oferi sau niște lucruri care sunt evident dincolo de voința și putința omului de la care tu le ceri. Însă, să ceri loialitate într-o relație când tu oferi asta, nu se numește că ai niște așteptări exagerate. Să ceri respect într-o relație când tu oferi asta, nu se numește că tu ai o problemă cu ceea ce aștepți de la un om. Modernitatea ne face să credem că o relație este cu atât mai bună, cu cât e mai relaxată, cu cât e mai deschisă. Însă, adevărul este că o relație poate să fie relaxată în momentul în care există angajament, în momentul în care există adevăr și există autenticitate. Prin urmare, faptul că ție ți se pare că într-o relație nu ar trebui să ai niciun fel de standard, ci pur și simplu să accepti tot ceea ce vine către tine, de frica singurătății, de frica eșecului, din nevoia de validare, este o mare problemă pe care tu trebuie să o rezolvi și care în niciun caz nu o să-ți aducă relația pe care tu o vrei. La fel se întâmplă și cu așteptările pe care le ai de la un om. Este foarte greșit în viață să trăim din așteptările pe care le avem de la alți oameni. E îngrozitor, ne chinuim, de foarte multe ori ajungem la concluzia, ok, unele așteptări nu se îndeplinesc niciodată. Dar să ai niște standarde în viață este normal. Pentru că dacă nu ai standarde până la urmă, nimic din ce faci sau ce ești nu mai contează. Accept să fii tratat oricum, accept orice fel de comportament toxic, accept orice fel de rău și până la urmă și tu devii toxic, nu? Că dacă n-ai niciun standard, care-i problema? Deci, noi în viață avem nevoie să, pe de-o parte, să lucrăm cu noi înșine, să devenim niște oameni mai responsabili, mai înțelegători, mai buni, mai inteligenți emoțional, dacă ne-a lipsit această educație emoțională. Însă, pe de altă parte, trebuie să vedem și cum sunt oamenii cu care noi interacționăm și efectiv dacă putem primi ceea ce ei ne oferă. Pentru că uneori noi oferim foarte mult și oferim din tot sufletul, oferim cu toată ființa, spunem nu vreau nimic în schimb. Ok, e în regulă că nu vrei nimic în schimb, însă tot va trebui să primești ceva înapoi de la celălalt, sub o formă sau alta, ca să poți să continui relația. Deci, nu vorbim de faptul că eu am niște așteptări exagerat de mari de la tine pe care nu poți să mi le îndeplinești. Vorbim de faptul că dacă tu nu îndeplinești mie așteptările legate de, să zic, angajament și loialitate într-o relație, nu se numește că suntem în relație. Se numește că suntem într-un compromis pe care eu îl accept, ok, nimic de zis, dar tot compromis este. Și tot ceea ce este compromis, la un moment dat, se destramă. Nu există o relație bazată pe compromis care să aducă împlinire sau bucurie. Chiar dacă e o relație de care tragi, chiar dacă e de fațadă, chiar dacă te prefaci, chiar dacă alți oameni zic, ok, tu ești fericit și tu nu ești fericit. La un moment dat, relația aia se duce. Deci, ceea ce contează foarte tare este să înțelegem care sunt standardele noastre în relațiile cu ceilalți, care sunt valorile noastre personale și să conservăm aceste valori și să, prima dată, să le întruchipăm noi prin ceea ce suntem noi, să fim noi ceea ce așteptăm de la ceilalți și, pe de altă parte, să vedem care sunt situațiile, care sunt oamenii care nu au cum să ne îndeplinească sub nicio formă așteptările și care nu doar că nu ne îndeplinesc așteptările, dar fac fix opusul. Atât timp cât noi ne prefacem în fața noastră că suntem mulțumiți acolo unde e doar frustrare, atât timp cât avem cumva, pe măsură ce suntem dezamăgiți, avem mai multe așteptări. Lasă că n-a fost anul ăsta, dar anul viitor sigur o să fie. Suntem foarte neîmpliniți, suferim și îi facem să sufere și pe cei din jur. Pentru că de foarte multe ori nu ne potrivim ca evoluție emoțională cu alți oameni. Ei sunt în altă etapă. Noi am ajuns în cu totul și totul alt loc. Nu e vorba că suntem superiori lor. Pur și simplu suntem în altă parte și ne roade acest decalaj. Spunem, dar tu de ce nu poți să fii așa, să faci asta, să simți așa. Dar adevărul este că
Singura șansă reală pe care noi o avem la comunicare sănătoasă, la o relaționare funcțională, este să ne uităm la ce anume avem noi nevoie de la o persoană în relația noastră, care este acel lucru fără de care nu ne imaginăm cu cineva, și să vedem cine sunt oamenii care pot să comunice cu noi într-un mod care să nu ne frustreze și îndurereze. Altfel, dacă nu facem această selecție, toate relațiile noastre, nu doar relația unde simțim frustrare, toate relațiile noastre vor fi consumate de unica relație disfuncțională din viața noastră. Cam asta e problema cu a păstra în viața ta chiar și o relație toxică. Toate celelalte relații din viața ta sunt contaminate, pentru că atenția, energia, grija ta merg doar către suferința cauzată de relația toxică. Prin urmare, toate celelalte relații din viața ta vor avea de suferit. De ce? Pentru că tu nu mai ești prezent, nu mai dai randament, nu mai oferi afecțiune, implicare în celelalte relații, ci energia ta exclusiv merge către relația toxică, care bineînțeles că îți face rău. Deci, nu poți să spui, eu cer prea mult dacă eu îmi doresc să primesc de la tine ceea ce eu ofer. Eu nu cer prea mult. Nu poți să spui, nu, eu ca să am o relație trebuie să n-am niciun standard. Nu ai cum să trăiești fără niciun standard. Pentru că din momentul în care nu ai niciun standard, înseamnă că odată îi spui, îi dai celuilalt de înțeles că tu nu prea poți să oferi nimic din ceea ce aștepți. Pentru că dacă nu te deranjează, deci dacă pe tine nu te deranjează că nu primești loialitate, înseamnă că nici tu nu poți să oferi, nu? Și pe de altă parte, accepti un cerc infinit de compromis, de promiscuitate și nu mai poți să vii la un moment dat parcursul relației și să spui, știi, pe mine mă doare că ai făcut asta. Păi, compromisul deja a fost stabilit drept normă în relația voastră. El a fost acceptat. Dacă el atunci când s-a întâmplat nu a fost sancționat, pe parcursul relației va deveni puțin problematic să vii și să te revolți în legătură cu ceva care deja s-a tot întâmplat. Și celălalt va fi confuz, va spune, dar nu înțeleg de ce acum și nu atunci. De aceea, contează foarte mult să avem această busolă interioară care să ne indice exact direcția unde avem noi nevoie să fim în relațiile noastre. Pentru că sunt oameni care își sacrifică efectiv viețile din acest motiv. Nu pot să pună niște limite emoționale, nu pot să aibă niște standarde în relațiile lor și viețile lor ajung să fie un coșmar, pentru că sunt de acord cu tot ceea ce se întâmplă în aparență, dar în esență ei nu sunt de acord și suferă foarte tare. Deci a spune cuiva, eu am niște standarde, eu am niște valori personale pe care eu nu te forțez să le respecti, că n-am cum să fac asta, e o nebunie. Dar eu le voi menține în relația mea cu tine și cu toți ceilalți. Dacă tu simți și vrei și crezi și poți să faci parte din viața mea respectând aceste standarde, este minunat. Vom putea construi de aici. Dar dacă tu ești revoltat, supărat, anxios în legătură cu standardele mele și nu ai cum sub nicio formă să respecti ceea ce până la urmă este esențial pentru mine, atunci nu e vorba că eu te dau afară din viața mea, ci e vorba de faptul că aleg ceea ce e mai bine pentru amândoi. Adică să îți vezi de valorile tale personale care sunt diferite de ale mele și eu la fel să îmi văd de ceea ce am de făcut. Dar în foarte multe relații există cumva iluzia asta. Da, partenerul meu de cuplu nu îndeplinește niște lucruri foarte importante pentru mine, dar eu cu timpul am să pun o cantitate de presiune pe el să le îndeplinească. Lucrurile nu funcționează așa. Tot ceea ce ne mulțumește trebuie discutat. Trebuie comunicat, trebuie explicat și trebuie să avem și părerea celuilalt. Să nu luăm noi decizii singuri într-o relație. Pentru că se prea poate să luăm o decizie pe care celălalt să nu o poată pune în practică niciodată. Și apoi să fim extrem de dezamăgiți și de frustrați. Deci, nu, a avea standarde într-o relație înseamnă că ești un om care se respectă pe sine, care vrea să-i respecte pe ceilalți, care este capabil să ofere afecțiune și care la rândul său așteaptă o formă de afecțiune nu ca pe o răsplată, pentru că oferă asta, ci mai degrabă ca pe o posibilitate de a menține relația vie, ca pe un schimb de energie și de emoție capabil să îi aducă de fiecare dată
pe cei doi parteneri într-un punct comun, de unde ei pot să ofere, respectiv să primească iubire.